Ce poate salva o pauză plictisitoare? O invitație la o petrecere VIP. Toată lumea primește telefoane noi de la Ellie, cu excepția lui Hailey Leftera. Ce nedreptate! Nu te supăra! Nick are un plan grozav pentru a remedia situația. Cât ar fi de grea viața de Leftera, dar chiar să furi hârtie igienică? Unde sunt manierele, domnișoară? Nick este gata să transforme o situație incomodă în favoarea lui Hailey. Cu ajutorul unui marker, hârtia igienică se transformă într-o invitație colorată la o petrecere. Acum toată lumea din școală poate primi una. Și Ellie a fost literalmente acoperită cu o grămadă de invitații. Cel mai important lucru la orice petrecere este ținuta. Ah, lamentabil! Wow, rochia asta arată minunat! Oh, no, se pare că spărgătorii intră în casă! Este un moment bun pentru a adăuga câteva zerouri în plus la preț. Oricum, bogații nu se uită niciodată la preț. În mod evident, este greu pentru cei lefteri să aleagă ceva. Ei bine, este ușor să improvizezi ceva dintr-o cămașă obișnuită. No, cămașa bărbătească nu îi se potrivește lui Hailey. Câteva modificări și Hailey pare că tocmai a ieșit de pe coperta unei reviste de modă. Aspectul la o petrecere ar trebui să fie impecabil. Prin urmare, fiecare fată se pregătește pentru astfel de zi cum poate mai bine. Dar cine a spus că tratamentele de înfrumusețare nu pot fi combinate cu o gustare ușoară? Cosmeticele comestibile nu sunt doar frumoase, ci și extrem de delicioase. Ah, zi grea, e timpul pentru un pui de somn. Ce vis dulce, într-un coș de paște, cu o grămadă de dulciuri. Dar la ce visează Hailey? Un fel de coșmar? Oh, nu! Este ca un pui într-o găoace. Se simte un miros straniu. E timpul să pleci de aici. Cine știe ce se ascunde în dulapul de la școală? De exemplu, Ellie a găsit un iepure adevărat. Dar se pare că nu e deloc obișnuit. Se pune ouă de aur. Oh, l-a găsit! Deci, acesta este iepurele magicianului. Dar ce căuta aici? Fiecare petrecere necesită o mulțime de bani. Dar ce să faci dacă portofelul este gol? Stai puțin! Aceasta este camera lui Ellie cea bogată. Poate că e ceva interesant în sacul ei de gunoi. Dar cine va începe să despacheteze gunoiul de elită? Această onoare i-a revenit lui Nick. Wow, un iPhone adevărat! Dar ce mai este acolo? Un ursuleț uriaș! Cum a intrat acolo? Ura! Hailey a găsit banii! Acum petrecerea va avea loc cu siguranță. Ce caută un ou de aur pe pat? Wow! Și unul supernă! De ce numai mici? Unde este cel mare? Oh, deci aici este! Va deveni cu siguranță principala decorațiune de la petrecere! Oops, visele lui Ellie au fost pulberate, la fel ca acest ou. Nick pregătise un cadou special pentru Hailey, ou de ciocolată. Cât de delicios! Nu te poți abține să nu-l guști. Wow, viața asta bogată este atât de obositoare! Uneori, este mai bine să te întinzi și să tragi un pui de somn. Ei
bine, cum poate cineva să nu facă fericită o doamnă cu o pereche de mustăți pictate? Acum este timpul să tragi câteva cadre, pentru că prietenii nu vor crede. Și pentru un album personal, mai bine să încerci câteva ipostaze interesante. Oh, nu! No! Aceasta este probabil ultima lui fotografie de pe acest iPhone. Tratamentele de înfrumusețare pot fi ușor combinate cu o gustare bună. De exemplu, popcornul făcut rapid. Dar băieții au exagerat cu viteza. Care e problema? Oh, bine! Acum totul ar trebui să funcționeze. Wow, acesta este un adevărat meteorit de popcorn! Aveți grijă! Baza, stai treaz! Este timpul să acționezi! Un salt impresionant! Este chiar delicios! Wow, un munte întreg de popcorn! Ce cocktail frumos! Dar ce gustare! În mod clar lui el i-a plăcut foarte mult. Dar se pare că cineva adoră să mănânce un desert dulce. Mâncarea îl stropește literalmente în față ca o fântână. Nimeni nu poate scăpa din această avalanșă de bunătăți. Ce să gătești din aceste ingrediente delicioase? Wow! Nick face o demonstrație despre prepararea de tortilla dulce. Hailey pur și simplu nu se poate opri. Acum vrea să-l surprindă pe Nick cu abilitățile ei culinare. Câteva detalii și gustarea este gata. Wow, e atât de picantă! Flăcările literalmente dansează în gură. Bine că au fost tinse repede cu lapte. Da, fata este încă foarte departe de a fi bucătar. Cum să scap de plictiseala iminentă? Dacă o persoană este bogată, face doar un apel și va apărea o fântână de ciocolată și un DJ popular Marshmallow. Poate adăuga niște ciocolată și poate filma o poveste bună pentru Instagram. Cu toate acestea, Hailey nu este prea fericită să vadă asta. Nick pare să aibă altă idee. Ce zici de un concert al artistului popular Sandwich? Această prestație le-a îmbunătățit starea de spirit. Interesant! Ce se servește la cina reginei? Unde este mâncarea? Și pentru ce este această funghie? Wow! O adevărată ploaie de gustări delicioase! De la batoane de ciocolată la gumă de mestecat! Așa arată o viață de succes! Ce are Hailey la prânz? Mai bine să verifici acum! Și are și ea un castron întreg de dulciuri. Dar Hailey este literalmente ridicată de dorința de a mai trage câteva gustări delicioase. Acum este rândul lui Nick să-și încerce norocul. Wow! În mod clar, are o adevărată comoară. Totul ar trebui să fie perfect pentru petrecere, mai ales ordinea în casă. Acest lucru necesită un adevărat războinic. Doar cei lefteri vor trebui să curețe totul cu propriile mâini. În timp ce Ellie are grijă de sănătatea mâinilor ei, Hailey se va ocupa de toaletă. Lanțurile de aur sunt atât de grele, încât este timpul să luăm o mică pauză.
Ha, cât de greu este să faci curat singur! Ops! Este un dezastru! Nick va trebui să folosească și el mopul. Bogații cu siguranță nu au timp pentru asta. Codul vestimentar la petrecere a fost foarte strict. Cadourile trebuie să fie excepțional de scumpe. Dar oamenii vin la petreceri doar pentru a se distra. O astfel de petrecere a fost organizată de fata Lefter. Ce se întâmplă? Unde se duce toată lumea? Surpriză! Ops! Această apariție a distrus cu siguranță o reputație impecabilă. În cele din urmă, Nick și Hailey au timp să fie singuri. Dar cineva abia așteaptă să-și împărtășească impresiile despre petrecere pe Instagram. Ellie este literalmente plină de indignare. Wow! Atâta furie!